Mai multe avioane militare rusești au fost interceptate în ultimele zile în apropierea spațiului aerian al țărilor NATO. Alianța Nord-Atlantică informează că radarele proprii au detectat o activitate suspectă intensă deasupra Mării Negre și a Mării Baltice, așa că au fost activate de mai multe ori forțele de reacție. NATO a trimis avioane de luptă de mai multe ori în această săptămână pentru a intercepta avioane rusești în apropierea spațiului aerian al Alianței. Interceptările au avut loc în Marea Baltică și în Marea Neagră. Avioanele de vânătoare NATO, staționate atât în regiunea Mării Baltice, cât și în cea a Mării Negre, au acționat de mai multe ori în ultimele 4 zile pentru a urmări și intercepta aeronave rusești în apropierea spațiului aerian al Alianței, potrivit unei declarații postate de Comandamentul Aerian Alianței al NATO. Radarele NATO au urmărit mai multe aeronave neidentificate deasupra Mării Baltice și a Mării Negre, începând de marți. NATO a precizat că aeronavele rusești deseori nu transmit un cod transponder care să indice poziția și atitudinea lor, nu depun un plan de zbor sau nu comunică. În regiunea Baltică, avioane de vânătoare din Polonia, Danemarca, Franța și Spania au fost folosite în diferite momente pentru a intercepta și identifica aeronavele care se apropiau. În regiunea Mării Negre, aeronave din România și Marea Britanie au fost utilizate pentru a merge după aeronave necunoscute care se apropiau de spațiul aerian aliat, arată într-un comunicat. NATO a precizat că avioanele rusești nu au intrat niciodată în spațiul aerian al Alianței, iar interceptările au fost efectuate într-un mod sigur și de rutină.